Ramona Cătălin Oprișan și date cu parfum istoric. Astăzi știți că din când în când la Neața facem referiri la chestiuni ce țin de documentare, iată, și de izvoare istorice. Astăzi o știre care ne-a, sau cum să spun, o istorisire care ne-a dărâmat de cu dimineața, vă rog, la propriu. Bună dimineața din nou. Pe scurt, aceasta este, care are și statuie, acesta este Vlăduță Necatul, da? Domnitor al țării românești. Unde e statuia? A urcat în București. În București există, e statuie frumoasă, Vlad Necatu, mai are una și la Mănăstirea Deal, unde repauzează. Dar pe scurt, așa ca să nu plitisim, Vlad Necatu urcat pe tron undeva pe la 22 de primăvere, a avut două idei în scurta dumnealui domnie, să îi radă pe boierii craiovești și să bea cât poate de mult. Astea au fost dezideratele lui, ca să spun așa. Da. Prima a reușit, că a ras 150... Programul de guvernare. Programul de guvernare lui nu i-a luat 4 ani, în 2 ani de zile a ras 150 de boieri din ăștia și pe Clucerul Gogoașe și pe erau niște băieți așa care se opuneau din partea craioveștilor și a băut. El, vorbesc la modul serios, nu e bășcălie nimic, el a făcut, este ctitorul mănăstirii Viforâta. Și el bea acolo în continuu, crezând că mănăstirea asta s-a terminat de făcut. Adică îi spuneau meșterii, bă, mai avem de lucrat, el bea pentru inaugurare, n-a fost niciodată inaugurată pe vremea domniei sale. Septembrie, final de septembrie 1532, s-a făcut, se năsprise mustul, a băut omul ce a băut, nu mai râdeți, vă rog frumos, că e istoria noastră care, da? Se năsprise mustul, a băut omul ce a băut și a zis, plec la curtea dublească de la București, sărat turci. Bă, zice, nu e niciun război, nimic, bă, el vedea ruba turci. A zis, e pe tip de pace, mă duc, a luat și a scos hangerul pe cal, calul și el parfumat, făcut rotil, că mâncase niște bere care fermentaseră. Așa scrie cronica, vă rog frumos să citiți. Aș vrea să adaug ceva. Ce, vă rog? Este, pentru că emisiunea asta este una și educativă. Mai ales. Este exact acel moment în care unul vrea să plece de la petrecere din Poiana, Brașov, și prietenii fură cheile. Exact. Băi, ești beat, nu pleca la ora asta la București. Păi nu, și... că aici era pe dos. Când auzi că și călul era parfumat, păi zicea, calul, da. Hai, n-ai tu peu. Vino în coa nebunul meu. De mâncat am mâncat, de băut nu bem nimic, a divertit. Da. Dă okay. Mama lui de jeratic. Da. Nu i-au găsit cheile la cal, asta vreau să zic. Exact, și el a luat calul și s-a înecat în apa cea mare a Dâmbovicei, așa cum scriu cronicarii, apa cea mare a Dâmbovicei, având undeva la 50 de centimetri, că era pe vremea aceea, a căzut cu tot cu cal, au murit amândoi. A murit amândoi, a găsit dimineață plutin, nu mai râdeți, vă rog frumos, că e vorba despre istoria noastră, pentru că nu era terminată mănăstirea Viforâta, unde el bea seară de seară că se terminase, așa? L-au mormântat la mănăstirea Dealul. Este printre... nu mai râde că uite să uită copiii la noi. Este printre puținii domnitori care au făcut o ctitorie cu scopul de a fi mormântați acolo și l-au apucat. Și l-au mormântat la mănăstirea Dealul, unde e și capul lui Mihăiță, Viteazul Coleșa, sus în Dâmbovița. Dar pentru că peste el a venit și taixul, care și el a murit, adică în condiții că și-a pierdut capul la o anumită vârstă, la propriu, l-au descăpățânat și pe el și au pus mormântul deasupra, nu se mai știe unde este mormântul lui Vlăduț Necatu în momentul acesta, dar ne-au rămas, iată, cronicile. Cronicarii germani, ca și acum, erau la fel de uimiți ce se petrece în România și acum 500 de ani. Deci nu s-a schimbat nimic. Vlăduț la mănăstirea Viforâta ar fi vrut să fie mormântat, numai că nu a mai apucat. Asta este istoria. Bine, noi beam de, să nu uităm, că m-am aprins un pic, că Burebista, când a ieșit, hai băieți, la luptă, erau toți matoi, că era tot septembrie. Și atunci a tăiat el viile și a zis, ce fazan ești, că n-avem să bem bere. Și au băut, au trecut pe bere. Da, gata, miel. Numai asta. Miel. Asta o, făceau este... din, o făceau din miere. Da. Păi, a zis, ce șmechere. După cum a zis și telespectatorul nostru, au fost pe lună, pe un tunel și s-au întors pe celălalt. Da, pentru că le-a ieșit două tunele, că la român știi că dacă nu se întâlnesc, zice ăia, se întâlnesc francezii la milimicron, rușii așa, și românul zice, pornește. Și dacă nu se întâlnește cu ăla care vine din partea altă, păi ce, avem două tunele? Da, avem două poduri. Bun.